premierul Dencil s-a conformat, după ultimatumul lui Dragnea, numire de ultim moment în diplomație. Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Mele, subliniere Canu, a anuncat, joi, ce premierul Viorica Dencil a aprobat o propunere de candidaturi pentru postul de ambasador al României în Israel, însă nu o va face public înainte de decizia presubliniere-dintelui sublinierei de a primi acordul. Ieri, miercuri, NR, doamna prim-ministru a aprobat o propunere de candidaturi pentru Israel. Deocamdată, nu pot să vă spun. Rămâne să vedem care va fi decizia presubliniere-dintelui. Oricum, înainte de a obține agrementul, nu putem să facem publice numele, a afirmat Mele, subliniere Canu, potrivit Ager Press. El a menționat că este vorba de o singură propunere pentru acest post. Presubliniere-dintele PSD, Liviu Dragnea, i-a solicitat, în 10 martie, ministrului de externe să fac, foarte rapid, o propunere pentru funcția de ambasador al României în Israel. El a declarat, la congresul extraordinar al PSD, ce este inadmisibil faptul că România sete de mai mult de un an de zile fără ambasador în această cară foarte importantă.